I-am spus la sfârșit, în ultimul cuvânt, că oricum am obosit și că foarte curând voi renunța la ceea ce înseamnă primărie, pentru că m-am săturat să răspund în continuu la fel de lucruri la care am fost și de care sunt acuzat. Judecătorii au avut răbdare și au ascultat tot ce edilul și avocații au avut de spus. Vă dați seama că judecătorul de la Înalta Curte, când m-a eliberat ieri, fără să-mi impună vreo altă restricție, un control judiciar sau vreun arest la domiciliu, a studiat foarte bine toate documentele pe care le-am pus, toate rapoartele de control pe care le-am avut privitor la acuzațiile nebunești care mi s-au adus și a dat o decizie pe care și-a asumat-o. Târziu, după ce ordonanța de reținere a expirat, s-a dat și verdictul. Primarul Constanței va fi cercetat în libertate în dosarul în care este acuzat că ar fi luat mită 9 milioane de euro de la firme pe care procurorii DNA susțin că le-a sprijinit să obțină autorizații și să câștige licitații. M-au acuzat de-a lungul vremii, în acest 10 ani, de foarte multe lucruri. Nu există probe care să impună măsura arestului, măsura controlului judiciar sau altceva. Potrivit procurorilor, practica existentă la nivelul primăriei Constanța, cităm, de a emite certificate de urbanism și autorizații contra unor sume de bani, am încheiat citatul, a fost confirmată de un martor din dosar.